Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi pregătim ceva ușor și rafinat, compot de mure. Acesta este unul din cele mai gustoase și fine preparate. Pus pentru iarnă, fructele se pot consuma ca atare sau se pot folosi ca ingredient al unor prăjituri sau tarte. Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Avem nevoie de fructe proaspete și cu grijă, curățate și bine spălate. Eu am primit astăzi în dar de la o prietenă puțin peste jumătate de kilogram. Ne mai trebuie zahăr, aproximativ 150 de grame și pentru o aromă mai îndrăzneață, zahăr vanilat. Se mai poate adăuga scorțișoară, cuișoare sau lichior. Foarte ușor de preparat, compotul poate avea gusturi divine în funcție de combinațiile pe care le alegem. Trebuie să avem borcane și capace sterilizate în prealabil. Pentru detalii complete pentru una din variantele corecte de sterilizare, dați click aici sus sau găsiți linkul în descriere. Punem fructele în borcane până la jumătatea lor. Borcanele mele au 370 de ml. Și dacă folosim de 780-800, procedăm exact la fel. Compotul de mure nu este doar gustos, este și sănătos. În general, compoturile aduc aportul de vitamine care lipsesc în sezonul rece. Fructele de mure sunt sărace în calorii și sunt bogate în fibre. Conțin resveratrol, unul din cei mai puternici antioxidanți. După ce am pus fructele în borcane, adăugăm câte 2 linguri de zahăr la fiecare borcan mic de 380-400 de ml și câte 4 linguri la borcane mai mari de 780-800 de ml. Pentru un plus de aromă, punem în fiecare câte un sfert de linguriță de zahăr vanilat. Eu am zahăr de bourbon, care conține păstaie mărunțită și este mai concentrat. Turnăm apă rece până umplem borcanele. Când acestea sunt pline toate, punem capacele și le înfiletăm cu putere. Acum trecem la fierbere. Punem pe fundul unei cratițe un prosopel, așezăm borcanele și turnăm apă până la minim 3 sferturi din înălțimea lor. Mergem cu cratița pe foc mediu și fierbem pentru 30 de minute de la primul clocot. După jumătate de oră de clocoteală, acoperim cu un prosop și lăsăm așa să se răcească în voie până a doua zi. Apoi se depozitează în cămară, iarna fiind un deliciu pentru întreaga casă. Este foarte bun oricând, dar cu cât se mănâncă mai târziu, cu atât are o aromă mai intensă. Acum, spor la treabă și poftă bună, dragilor! Vă pup!